Fermierii au început să folosească drone în agricultură după ce s-au convins că există avantaje majore în utilizarea acestora pe parcursul efectuării operațiunilor agricole din câmp. Această tehnologie prezintă multe avantaje, precum verificarea culturilor, indiferent de condițiile meteo, dar ce este mai important, diminuează mult cheltuielile de producție, crescând eficiența. Echipa AgroTV a discutat cu specialiștii companiei Drone Profesionale despre folosirea în agricultură acestui echipament avansat. Compania Drone Profesionale are sediul în Cluj-Napoca și vine în ajutorul fermierilor cu toate informațiile necesare. Au avut un foarte mare succes, deoarece în perioada anului trecut au fost foarte multe ploi în regiunea Transilvaniei, oamenii nu au putut să intre cu parte de stropit convențional și atunci au operat la drone. Au avut foarte mare succes, deoarece cu drona poți să intri chiar dacă cultura este mare sau chiar dacă calitatea terenului nu permite intrarea cu utilajele convenționale. Producătorul DJI, cel puțin pe parte de drone agricole, a făcut programul și telecomanda de control foarte intuitive pentru fermieri. Nu este neapărat să cunoască o limbă străină, meniul este doar în limba engleză, este suficient. În program au și iconițe și este suficient pentru ei să se descurce pe partea de planificare a zborului. Cel mai recent produs, îl avem chiar în spatele nostru, este DJI Dock. Este o dronă gândită strict pentru parte de pază și supraveghere a fermelor. Are o stație de andocare în care drona vine, se încarcă, se deschide din nou capacul, pleacă drona în misiune și revine tot așa la punctul de decolare, unde se și încarcă din nou. Cea mai des întâlnită problemă este zborul nelegal cu drona. Foarte mulți zboară cu drona neregistrată și nu au nici măcar o asigurare la ea. Din punct de vedere legal, este necesară o asigurare de răspundere contra daune provocate terților pentru dronele agricole.